Astrologia, acea știință care înglobează un ansamblu de cunoștințe, tradiții și credințe care se presupune că sunt influențate de astre. În opinia astrologilor, politicienii ar trebui să fie preocupați de această știință. Astrogramele ar trebui să îi determine pe politicieni să își cunoască personalitatea pentru a deveni mai responsabili în raport cu cetățenii. Responsabilitatea pe care o are un politician atunci când dă o lege. Pentru că o lege dată de politicienii noștri, vă dați seama, influențează o masă mare de oameni. Deci vă dați seama că și responsabilitatea acțiunilor politicienilor, nu știu dacă sunt ei atât de conștienți de acest lucru. La rândul lor, cetățenii nu ar trebui să se lase manipulați de politicieni, ci ar trebui să aibă propriile opinii. Spun că nu am propriile mele păreri despre politică, le am, sunt foarte pertinente, nu îmi permit să le spun aici. Bine, dar aici este doar o opinie. Da, este doar o opinie, dar deci să știți că și opinii, nu îmi pun problema că și în calitatea mea de invitat, totuși cei care ne vor asculta și noi la rândul nostru influențăm cumva, să zicem, manipularea apare atunci când îl facem pe celălalt să creadă ceea ce vrem noi în sens personal. În sens, când avem un interes. Sper, dar noi n-avem niciun interes. Interesul nostru este bine, cum au politicienii. Politicienii, într-adevăr, au interes. Astrologul susține că a reușit, prin astrologie, să se cunoască pe sine, tocmai pentru a avea propriile convingeri. Dar nu ne dăm seama că suntem manipulați pe de-o parte și este mult mai ușor să adopți, eu știu, sau din anumite puncte de vedere, este mult mai ușor să fii manipulat decât să-ți iei opiniile în propriile mâini. Este vorba de o alegere personală. Cel puțin, eu vă spun sincer că nu am fost niciodată tentată să mă las manipulată. Pe de altă parte, există opinii potrivit cărora astrologia ar fi o pseudoștiință, care ea însă și-ar avea tendința de a manipula oamenii creduli.